De exemplu, în se cumpără companii. În crize poți să ai foarte multe companii mici care stau cu bani și care vin la mine cu mâna întâi să cumpăr. Noi am cumpărat la luna trecută el, el pro, Botoșani. Ați cumpărat el? Da, pro? da, da, el pro, da, 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 Elpro, da, da, da Era el pro și el pro La da, el pro era Vasilei Ivănescu. Da, pe un tip excepțional, da. și ați la... cumpărat firma ca atare? Tot, tot, da, cu... da, 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 Suntem, și... pro... Suntem furnizori de servicii electrice. De... Ne batem cu el, cu sau cu azi în oraș. Da. Și ce o să faceți acum cu el pro? Nu, el profunzează exact cu același profil în care, mm -hmm. numai că îl dezvoltăm. Am, mm -hmm. un de, am mult mai mult bani investit, putem pași pași, sunt formidabili de multe licitații, dar nu aveau șansa, puterea să ducă acolo. Mm -hmm. Nu avem bani de scrisori de garanție bancară, mm -hmm. de bune execuți, scrisori de cutare, numai infrastructura asta financiară care ai nevoie să-ți faci scrisori, să-ți faci utilaje, să-ți aduci oameni, să plătești oameni până îi primi bani. Deci, aici el sacoare banii ăștia și eu cred că o pot dezvolta foarte tare. Și la el pro a rămas domnul Ivănescu, manager? Da, el nu mai este manager, a rămas în activitate. l a rugat prin contract, are de ani de zile de... Și mai ales doamna Rodica, care are multe... Rodica și nu știu... Ivănescu, soția dumneavoastră. Soția Da, da, are foarte multe autorizații care trebuiesc. Agremente, da. Agremente. Până la urmă știți cum e, cum cumperi o piață și niște agremente. După care începi să o dezvolți. Și câți angajați mai avea această firmă? 20 ceva acum 20 oare, Da, sau... da. Acum, da. în, în preluarea noastră, acum căutăm să dezvoltăm mai întâi portofoliul de, de lucrări, după care oameni, o facem. Da, e un exemplu ăsta, adică sunt foarte mulți.